Bine ai venit la Culinar Show! Astăzi, în bucătăria noastră, o să miroase a mere coapte și a scorțișoară, pentru că o să fac o plăcintă împletită cu mere, scorțișoară și stafide aromate. Este plăcinta care o să ne aducă aminte de copilărie. O să fac mai întâi aluatul. Într-o cană cu 250 ml de lapte călduț, voi pune un pliculeț de drojdie uscată. Dacă folosiți drojdie proaspătă, puneți un cubuleț de 25 de grame. Peste drojdie voi pune 2 linguri de zahăr, ca să se activeze puțin, și 2 linguri de făină. Amestec ușor și las deoparte 10 minute să se activeze drojdia, până atunci puteți să vă notați restul de ingrediente. Topesc acum untul într-o crăticioară și aveți mare grijă să nu îl fierbeți la foc mic. Când untul a devenit lichid, îl pun peste făină, îi adaug puțină sare, bat 2 ouă, ne mai trebuie 150 de grame de zahăr, pun și o linguriță de vanilie și puțină coajă rasă de lămâie. S-a umflat și drojdia și o să adăugăm aici în castron. O să pun jumătate, amestec puțin, să încorporăm bine de tot făina. După ce s-a încorporat bine făina, trebuie să frământ cu mâna cam 5 minute, până devine aluatul ferm și nelipicios. În funcție de tipul de făină sau de mărimea ouălor, puteți să mai adăugați câte puțină făină. Împăturesc ușor din exterior spre interior, până se leagă aluatul. O să iasă 2 plăcinte mari din tot aluatul ăsta. Aluatul deja nu se mai lipește de mâini, trebuie doar să-l mai frământ puțin și apoi îl las la crescut. O să ung un castron cu puțin ulei și o să pun aluatul să-l las să crească cam o oră, o oră și jumătate. Îi pun și o folie deasupra. Îl pun într-un loc cald și între timp facem umplutura. Merele trebuie curățate de coajă. Am aici 8 mere, cam 1,2 kg. După ce le voi curăța și le scot cotoarele, vor rămâne cam 1 kg pentru umplutură. Încercați să nu mâncați prea mult din mere, ca să vă rămână pentru compoziție. O să pun zeama de la jumătate de lămâie peste mere, ca să nu se oxideze, să nu se facă maronii. Pun deasupra restul de zahăr, cam 100 de grame. În funcție de cât de dulci sunt merele, puteți să puneți mai mult sau mai puțin. Și amidonul. Și pun la foc potrivit cam 10 minute, până se topește zahărul. Zahărul s-a topit, iar amidonul a legat foarte bine sosul. De asta e important ca să nu fie foarte zemoasă compoziția. Și o lăsăm să se răcească. Nu mai rămâne decât să pun stafidele, vanilia, coajă rasă de lămâie și scorțișoara. Scorțișoara o pun la sfârșit ca să nu se amărască merele. Umplutura este gata, aluatul a crescut și o să vă arăt acum cum să împletiți plăcinta. Uite ce frumos a crescut! O să întind cât o foaie dreptunghiulară. Cam așa, cam de mărimea tăvii. O să pun acum jumătate din umplutură pe mijloc. Iar aluatul de pe margini o să-l tai oblic, ca să pot împleti plăcinta. Nu știu dacă ați mai făcut până acum plăcinte împletite, dar o să vedeți că nu e deloc greu. Împăturește capătul ca să nu iasă umplutura. Și acum împletim fiecare parte. Aducem deasupra câte o bucată. Gata și a doua plăcintă, le ung cu ou bătut. Și o să stă la cuptor cam 30-40 de minute, în funcție de cuptorul pe care îl aveți, la 180 de grade. Plăcintele sunt gata, arată minunat și miros atât de bine,
trebuie să le las să se răcească și apoi le pudrez cu zahăr. Sper să încerci tu rețeta de plăcintă, e foarte bună! Ne vedem data viitoare! Pa, pa!